Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Pentru ediția de astăzi, Reflector Analitic ne-a propus să discutăm despre drepturile de autor și cele conexe. Invitată ediției noastre este Lilia Vermciuc, șef interimar Direcția Drept de Autor AGP. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Bună seara, bine v-am găsit! Pentru început, haideți să explicăm telespectatorilor noștri un lucru elementar, un lucru de la care ar trebui să pornim probabil această discuție. Cât de des concetățenii noștri se adresează la AGP pentru a înregistra anumite opere? Dacă sunt conștienți, dacă există această cultură? Vă rog. Practic, la AGP se adresează în fiecare zi, începând cu luni și până vineri. Sunt diferiți solicitanți. De o parte vor să înregistreze mărcile, o parte au niște invenții care le-au inventat și vor să-și le protejeze. Și de asemenea se adresează și autori care solicită înregistrarea obiectelor de dreptul protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe. Ca solicitanți la capitolul dreptul de autor sunt mai puțini comparativ cu mărcile și invențiile, dar pe an ce trece, cred că numărul lor crește. Numărul lor crește, da. Lumea conștientizează mai mult că pot să-și apere drepturile având o dovadă oarecare și această dovadă la fel poate servi și certificatul nostru eliberat în urma înregistrării obiectului. De ce ar trebui o persoană să se adreseze la AGP pentru a înregistra? Care sunt avantajele acestuia? Poate mulți se întreabă, poate mulți nu cunosc. Da, mulți nu cunosc. Înregistrarea obiectelor dreptului de autor sau drepturilor conexe nu este obligatorie. Conform Convenției de la Berna, de asemenea, este indicat că din momentul când a fost creată opera, autorul beneficiază de toate drepturile exclusive de autor, precum și de drepturile conexe, dacă este subiect al drepturilor conexe. Dar înregistrarea mai servește o dovadă că este autorul. Iată, de exemplu, să luăm în Statele Unite ale Americii, acolo, din momentul când ai creat, este obligatoriu ca să înregistrezi chiar și la 2 de noapte, când ai finisat de creat opera, este o bază de date care ei deodată înregistrează, de exemplu, numele, prenumele și opera care conține atâtea pagini. La noi nu este obligatoriu, dar oricum, în caz că nu există alte dovezi, că el este autor, de exemplu, maculatoarele sau ceva s-au deteriorat, le-a pierdut și în caz de un litigiu când sunt două pretendenți la acest titlu și altă dovadă nu există, atunci certificatul la fel servește o dovadă că este autor. Și precum la noi în Republica Moldova nu sunt mulți experți în a efectua expertize ca să demonstreze, de exemplu, cine primul a creat această operă, atunci, de multe ori, neavând altă dovadă, certificatul servește drept dovadă. Haideți să vedem care, de fapt, sunt simbolurile protecției de autor care se aplică pe fiecare operă. În cazul când se creează o operă literară, științifică sau de artă, se aplică simbolul C în cerculeț și autorul sau titularul de drepturi indică numele, prenumele, deja e la discreția lui. Opera poate fi și anonimă, adică acesta este dreptul moral al autorului. Dacă el nu dorește să-și înregistreze numele, prenumele, el poate să facă printr-un pseudonim sau prin anonimat. Doar indică ceul acesta în cerculeț și anul primii publicări. Adică primii ediții. Prima dată când a fost opera făcută publică. Haideți să vedem ce se întâmplă în cazul în care există mai mulți autori acestei opere. Avem
vorbim despre coautori, da, de exemplu, a unii... Vorbim despre coautorat. Și atunci, în cazul dat, fiecare autor are dreptul la partea sa care a creat opera. Dacă, de exemplu, opera poate fi divizată pe părți, pe capitole, de exemplu, și un autor a creat un capitol, alt autor a creat alt capitol, atunci protecția poate fi și aparte. Adică fiecare autor își protejează partea sa. Capitolul de, da, pe care l-a scris. Da. În cazul când opera nu poate fi divizată, toți împreună au lucrat la această operă, atunci și drepturile sunt egale. Adică, domnul Virciuc, haideți să vedem cine se poate adresa la AGP pentru a beneficia de aceste servicii. Mă refer la înregistrare, propriu-zisă. La înregistrare se pot adresa orice persoană care are capacitate. O anumită realizare. Da, care a creat opera în mijlocet. Sau în cazul când există cazuri când autorul transmite toate drepturile exclusive către alt titular de drepturi. Și atunci poate să adreseze chiar și titularul cu drepturi exclusive, adică nu autorul. Dar cu condiția că el, când înregistrează la noi, neapărat trebuie să indice numele autorului. Deci autorul operei este... Cutare, iar el... Care este procedura până la urmă? Bănuiesc că, iarăși, telespectatorii noștri vor adresa această întrebare. Procedura este foarte simplă. La AGP se depune pe un formular tip de cerere opera. Noi avem 17 feluri de obiecte protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe, deci 7 tipuri de modele de cereri. Chiar este la noi pe website. Pagina web. Formulare și acolo puteți chiar direct să le selectați de acolo, să le completați. Sau la noi vă adresați nemijlocit la AGP cu opera propriu-zisă în două exemplare identice, copia buletinului de identitate, adică cu buletinul de identitate sau un alt act care confirmă identitatea autorului și cu o copie care rămâne la noi în dosar și achită o taxă. Spuneți-mi, vă rog, se pot întâmpla cazuri în care se existe refuzul înregistrării? Da. Pe ce teme? În ce circunstanțe se realizează acest lucru? Sunt cazuri când adică avem niște creații care nu pot fi protejate prin dreptul de autor. Aici pot să mă refer la documentele normative, actele normative, stemele, monedele. Sunt cazuri când o simplă informație o prezintă, care nu prezintă nicio originalitate, nicio creație, așa, dacă să spunem, intelectuală. Adică, pur și simplu, e o simplă informație. Atunci, nu se protejează prin dreptul de autor. De asemenea, nu se protejează prin dreptul de autor ideile, conceptele, metodele matematice și invențiile ca atare. Mulți se adresează venind la noi cu idei. Eu am o idee și vreau ca nimeni să nu-mi o fure. Dar nu vreau să o scriu nici pe foaie, adică nu vreau să o realizez în viață, că poate să-mi o fure cineva. Ideile nu se protejează prin dreptul de autor, nici prin convenția de la Berna. Fiecare are idei și trebuie oricum să fie un produs finit deja, o formă de exprimare a operei. Dacă o exprimă cumva în format hârtie sau, mai știu, ca o operă aplicată, atunci se protejează. În legislația în vigoare avem o noțiune intitulată contract de autor. Ce presupune el? Când este semnat un contract de autor? Și iarăși revin la veșnică întrebare. Cine ar putea semna un contract de autor? Vedeți, există o interdependență între toate aceste elemente. În cazul când, iată cum am vorbit, că există coautorat sau în cazul când un autor vrea să transmită toate drepturile sale către altă persoană, indiferent fizică sau juridică, atunci neapărat este obligatoriu de a încheia un contract de autor și acest contract trebuie să fie neapărat încheiat în scris.
nici de cum verbal. Contractul de autor, mai putem să-i spunem și contract de transmitere a drepturilor. El, la fel, poate fi de transmitere a drepturilor exclusive sau neexclusive. Asta în dependență de cum autorul hotărăște, adică prin licență exclusivă sau neexclusivă. În cazul când transmite toate drepturile exclusive, deja autorul nu mai are niciun drept asupra operei date, doar drepturile morale, care dreptul la nume, la reputație, la integritatea operii, la retractarea operii și nici de cum la drepturile economice, adică patrimoniale. Deja toate drepturile patrimoniale se transmit prin contract de autor. Și neapărat în contractul de autor trebuie să fie indicat teritoriul, pe ce teritoriu se transmit aceste drepturi. În cazul când nu este indicat, se ia doar pe teritoriul Republicii Moldova. Este valabil acest transmiterea drepturilor. De asemenea, trebuie să fie indicat pe câți ani se transmite aceste drepturi. În cazul dacă nu indicați, atunci la fel este valabil doar pe 3 ani. Și atunci autorul peste 3 ani își preia drepturile înapoi. Și sunt foarte multe cazuri când nu se indică și peste 3 ani, de exemplu, titularul de drepturi sau un interpret care a preluat, de exemplu, drepturile autorului la text, la muzică, are probleme că deja nu poate să interpreteze, că iau expirat. Eu vreau să vă întreb, se plătește pentru dreptul de autor? Da. În dependență, conform hotărârii de guvern, taxele sunt stabilite deci, în euro, dar se achită după cursul băncii naționale la momentul achitării, prin transfer sau direct la noi, la contabilitate. În dependență de ce obiect se înregistrează și prețul diferă. În cazul, de exemplu, la o operă științifică, literară, costă 10 cenți de pagină, în dependență deja câte pagini se prezintă și 6 euro pentru eliberarea certificatului. Noi, de asemenea, avem scutiri. În cazul când autorul sau titularul de drepturi prezintă că este elev, student, pensionar, invalid, atunci e gratis la înregistrarea. Și aceasta tot este un avantaj, că prețul este relativ mic și studenții, mai ales, care creează, scriu teze, de licență, de master, pot să înregistreze gratis, să-și protejeze drepturile, adică să mai aibă o dovadă că sunt autori și drepturile sunt protejate. Eu vreau să vă întreb aici. Ați tot pomenit de teze, de licență, de activitățile științifice. Spuneți-ne, vă rog, în ce măsură o persoană poate fi trasă la răspundere pentru că a fost plagiat dintr-o lucrare sau alta? Și care este mecanismul ăsta legal? Pe ce pârghie ar trebui să mergem atunci când depistăm că anumite drepturi ne-au fost încălcate? În cazul când se depistează că anumite drepturi au fost încălcate de autor, au fost încălcate, de exemplu, s-a plagiat o parte din opera autorului, atunci autorul poate să se adreseze în instanțele de judecată. Dar, conform procedurii, mai întâi trebuie să scrie o cerere prealabilă către pretensul plagiator, ca să-l avertizeze. Uite că mi-ai plagiat, adică, sau ca să se înțeleagă între ei. Dacă situație nu poate fi remediată pe calea amiabilă? Da, atunci doar prin instanța de judecată se demonstrează paternitatea operei date și atunci doar instanța de judecată decide. Și în cazul când, de exemplu, a fost înregistrat la noi și a primit un certificat, dar cealaltă persoană demonstrează că totuși cel care a primit certificatul a plagiat, certificatul se anulează de către instanța de judecată. Cred că ați asistat și nu o singură dată la discuții interminabile axate pe faptul dreptului de autor a clasicilor, a operilor care au fost create de ei. Haideți să facem lumină asupra acestui fenomen. Cine are dreptul de autor pentru republicarea, nu știu, a clasicilor, a operilor Sadoveanu și așa altor personalități? Dreptul de autor este valabil pe toată perioada, adică
pe perioada vieții autorului plus 70 de ani de la decesul autorului. În cazul când este coautorat, atunci plus 70 de ani de la decesul ultimului autor, începând cu 1 ianuarie al anului următor decesului. De aceea, dreptul la, cum ați spus? Clasici. Da. Al lui Sadoveanu, ca exemplu am dat. Dacă n-a trecut această perioadă de protecție, adică de 70 de ani, toate aceste drepturi le revin doar moștenitorilor sau titularilor de drepturi, care, de exemplu, în cazul când au fost transmise drepturile prin contract sau... Haideți să vedem. Iarăși, un termen destul de interesant utilizat în legislația noastră este pirateria. Ce presupune acest termen? Unde este frecvent el întâlnit? Pirateria mai mult... Sau ce e pirateria, mai simplu spus? În cazul când se... Dacă să vă dau un exemplu. Vă rog. De exemplu, un program pentru calculator. Asta este cel mai simplu exemplu. Când beneficiarul sau, cum să spun, cel care a piratat, da? Da. Copie un program nelicențiat și apoi poate îl distribuie și la alții, iată, prin aceasta și putem să... Fenomen de altfel utilizat și în audiovizual. Da. De ce vroiam aici să ajungem? Pentru că apare întrebarea firească. Cum este penalizată persoana care a utilizat pirateria sau a beneficiat de un program neprotejat și care ar fi pârghiile pentru soluționare sau calea legală, mai bine zis? În cazul când se depistează că a fost folosit, de exemplu, un program soft nelicențiat, atunci prin intermediul Ministerului de Interne, Procuratorii Generale, altor organe abilitate, se ridică suporturile materiale presupuse a fi contrafăcute și noi avem secția înregistrare și expertiză și avem experți care se ocupă nemijlocit cu expertiza acestor softuri sau CD-uri care au fost piratate. Și în cazul când se depistează că într-adevăr nu există o licență, a folosit ilegal acest program la copia de undeva, se depistează cine sunt titularii la care au fost încălcate drepturile de autor și conexe și în dependență de deja în dependență de paguba pricinuită, deja instanța de judecată hotărăște dacă este dosar contravențional sau penal. În cazul când prejudiciul a fost cauzat până la 50.000 de lei, adică prejudiciul total, atunci se intentează dosar contravențional. În cazul când prejudiciul este mai mare de 50.000 de lei, deja se intentează dosar penal. Vroiam să vă întreb, de fapt, o întrebare parvenită și din partea telespectatorilor noștri, dacă este necesar de a achita o remunerație pentru valorificarea operelor intrate în domeniul public și a expresiilor folclorice. Cum stăm la capitolul ăsta? Se achită o anumită taxă pentru utilizare și pentru, poate aș adăuga aici, și pentru republicare, de exemplu? Există în legea cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe anumite excepții și limitări. Și în cazul când se face o copie privată sau în cazul când e vorba de instituții de învățământ sau biblioteci și se face o copie, de exemplu... Pentru uzul intern, să înțeleg. Pentru uzul intern sau pentru o cercetare. Pentru, adică în cazul când nu are scop comercial, atunci... au dreptul să facă această copie privată, această și se achită la organizațiile de gestiune colectivă deja o anumită sumă care apoi se repartizează la autori.
Vreau să vă întreb, după aceea probabil o să mai revenim un pic la drepturile de autor și drepturile conexe. Deseori, atunci când se vorbește despre anumite sfere sociale ale Republicii Moldova, se invocă anumite lacune din legislație. Eu aș îndrăzni să vă întreb, în ce măsură legislația ce prevede dreptul de autor și drepturile conexe corespunde necesităților actuale și în ce măsură este cea pe care ar trebui să o aibă țara noastră, pentru că la începutul acestei discuții făceați referire și la convențiile europene la care țara noastră este parte. Vă rog. Noi încercăm să aducem permanent legislația adică în domeniul dreptului de autor cu directivele europene la care Republica Moldova este parte. Deci, chiar și acum lucrăm la o modificare a legii, deja permisiunea lectura a doua, da. Dar nu știu exact. Și? Și practic o armonizăm permanent. La necesitățile zilei. Spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre drepturile de autor și drepturile conexe, spuneți-ne cum sunt, se stabilesc aceste tarife la capitolul remunerație și valorificarea drepturilor de autor și drepturilor conexe, în dependență de diferite categorii de opere care au fost create? Spuneați ceva mai devreme despre anumite sume pentru lucrările literare, da? Spuneați de cât de 10 cenți foaia. Da, astea tarifele pentru înregistrare. Da. Pentru înregistrare. În cazul când la noi se înregistrează, ca să primească certificatul, deci pentru examinare, pentru eliberarea certificatului, sunt tarifele pentru remunerații de autor. Nu se achită de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, se achită din partea organizațiilor de gestiune colectivă. Autorii încheie contracte cu organizațiile de gestiune colectivă prin care aceste organizații îi reprezintă și deja odată la 3 luni, pare-mi zi, da. Se eliberează această remunerație. Dar spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim iarăși de drepturile de autor și drepturile conexe, apare o întrebare firească. Cum are loc înregistrarea obiectului de drepturile de autor în registrul de stat și eliberarea certificatului? Vreau să deschidem aici parantezele. În cazul când se înregistrează, deci se depune la AGP cererea obiectului care îl solicită la înregistrare și toate documentele aferente cererii, inclusiv opera în două exemplare. Un exemplar de operă rămâne la noi în arhivă, se păstrează, iar un exemplar noi îl întoarcem împreună deja cu certificatul eliberat, îl returnăm autorului sau titularului de drepturi. Și pe opera care a fost prezentată, care o returnăm autorului, se aplică o ștampilă cu numărul certificatului și cu seria obiectului protejat. Acest număr a certificatului și seria obiectului și data când a fost depus la AGP, se înregistrează și în registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe. Și acest registru este public, oricine poate să vină să vadă dacă a fost înregistrată o operă anumită care poate îl interesează sau dacă autorul cu tare a înregistrat careva opere. De asemenea, noi mai avem și o bază de date care la fel este publică. Ea reflectă nemijlocit registrul de stat al nostru care este pe hârtie, doar că este în variantă electronică. Da. Și oricine poate să acceseze această bază de date, la fel de pe pagina noastră web. Doar accesați la rubrica baze de date, acolo sunt și mărcile, și invențiile, și toate soiurile de plante, desenele și modelele industriale, obiectele, dreptul de autor. Spuneți-ne, vă rog, AGP oferă consultație juridică pentru persoanele care urmează să înregistreze anumite lucrări? Da, noi avem în funcția noastră și consultații. Adică pe oricine care îl interesează, poate să ne telefoneze, poate să vină la noi. Acum preconizăm să
facem un centru unic de informare, o să fie ca un call centru, da, la care cred că o să fie și mai ușor ca să afle careva informații dacă interesează, în dependență de ce domeniu, adică o să fie un centru unic care o să... Spuneți-ne, vă rog, ceva mai devreme ați pomenit ceva despre ceea ce nu poate fi protejat. Haideți să revenim la acest lucru și să vă întreb ce creații și ce obiecte nu pot fi protejate de către dreptul de autor. De către dreptul de autor nu pot fi protejate documentele oficiale create, deci cu caracter normativ, administrativ sau politic, indiferent, precum și traducerile acestor documente. Simbolurile de stat, la fel, nu pot fi protejate prin, ca obiecte a dreptului de autor. Expresiile folclorice, la fel, nu se protejează prin dreptul de autor și, cum am spus, noutățile zilei sau simple informații. La fel, nu se protejează ideile, conceptele, metodele științifice, deci se protejează forma de exprimare, dar nu metoda. În cazul când, de exemplu, se explică acolo metodă de funcționare, ceva la un mecanism, iată, de exemplu, am avut un concurs, de exemplu, un concurs de masaj. Nici de cum nu poate autorul să interzică ca altcineva să facă masaj. Adică se protejează însă și opera sa, care a creat-o pe hârtie și nici de cum metoda. Cine sunt subiecții dreptului de autor, autorul, titularul de drepturi? Autorul dreptului de autor este nemijlocit persoana care a creat opera și nici de cum nu poate fi o persoană juridică considerată ca autor. Sunt foarte multe cazuri când... Vroiam să discutăm și despre acest lucru, da, vă rog. În cazul când este o misiune de serviciu și se adresează la noi, de exemplu, diferite companii sau firme, că iată, eu sunt autorul, eu vreau să... Atunci noi explicăm că autorul este nemijlocit persoana angajată la dumneavoastră care a creat opera. Dar, conform legii, în cazul misiunii de serviciu, titular de drepturi exclusive devine angajatorul, cel care i-a încredințat nemijlocit această activitate. În cazul când autorul transmite drepturile, deja el poate să le transmită sau la o persoană fizică sau la o persoană juridică. Neapărat prin contract, cum am spus, înscris, nu este neapărat la notar, dar trebuie să fie cu toate rechizitele indicate și ambele părți să semneze. În cazul când este o persoană juridică care vrea să înregistreze, de exemplu, ca titular de drepturi, la fel, pe lângă actul de identitate sau copia actului de identitate al autorului, trebuie să ne prezinte și copia extrasului din registrul de stat de înregistrare a întreprinderii date. Dar titularul de drepturi? Titular de drepturi aici poate să fie și persoană fizică și persoană juridică, în dependență deja cum decide autorul care a creat opera sau în dependență de contractul care înainte de a crea opera care a fost încheiat. Sunt cazuri când sunt contracte de prestarea serviciilor. De exemplu, un pictor, da? Eu am o idee, eu vreau să desen ceva, dar am idee, dar nu pot desena. Atunci încheie un contract cu autorul, adică cu pictorul. El pictează, deseană ceea ce eu îl rog. El, nemijlocit, este autorul și în contract neapărat descris că toate drepturile aparțin beneficiarului. Adică autorul transmite toate drepturile exclusive beneficiarului. Din cauza că beneficiarul i-a achitat deja o remunerație, oarecare dependență de ce s-au înțeles în contract. Spuneți-ne, vă rog, atunci când este creată o operă, este obligatoriu să avem cel puțin un exemplar care să ne adresăm la AGP, ca să dovedim în contextul ceea ce spuneați dumneavoastră, chiar în cazul unui tablou, chiar în cazul, nu știu, unei sculpturi, în cazul unui...
Nu neapărat să fie deja publicată o operă sau o carte. Este suficient chiar și cu maculatorul ăsta. Care, manuscrisul. Da, manuscrisul. Se înregistrează și manuscrisuri la noi. Și operă tipărită. Adică deja autorul decide cum vrea el să o protejeze. În caz, ceea ce ne prezintă, ceea ce noi înregistrăm. În cazul când el modifică neesențial opera, atunci ea oricum se protejează, adică conform certificatului nostru, eliberat. În cazul când o modifică, de exemplu, două treimi din operă și rămâne aceeași denumire, dar e cu totul alt sens, atunci el trebuie să o depună din nou, dacă vrea protecție, adică vrea înregistrarea la noi, că atunci se primește că e altă operă. Spuneți-ne, vă rog, un pic deviem de la tema discuției, însă rămânem oricum în limitele drepturilor de autor. Deseori, când ne referim la agenții economici, tind să preia, nu știu, un brand, o denumire din străinătate, în ce măsură cineva poate înregistra o denumire sau ceva care există în afara țării? Cred că deseori v-ați confruntat cu idei din astea. Denumirea ca obiect a dreptului de autor nu poate fi protejată. Adică ea se protejează doar în cazul când a fost prezentată opera și cu o denumire oricare originală. Și atunci o parte din operă sau chiar denumirea, dacă e ca Guguță, de exemplu, este o denumire originală și ea se protejează. Ea deja este și ca marcă protejată, înregistrată. Dar în cazul când este o denumire, de exemplu, mama, da, nu putem ca să-i dăm o protecție. Și altcineva poate scrie o poezie cu totul diferită, dar cu aceeași denumire. Deci, lucrurile țin de acestea amănunte pe care le... În cazul când cineva preia o denumire și vrea să o folosească la noi, aici mai mult deja e vorba despre mărci. Marca, atunci încalcă marca cuiva, brandul, și nu are drept fără acordul titularului de drepturi, fără ca să o înregistreze la noi. Dacă înregistrarea obiectelor dreptul de autor și a drepturilor conexe nu este obligatorie, marca, dacă vrei să folosești o marcă, neapărat este obligatorie și dacă vrei să o exporti, să o importi, la fel, trebuie să ai un certificat înregistrat. Haideți să revenim un pic la transmiterea drepturilor patrimoniale. Cum se realizează ele? Transmiterea drepturilor patrimoniale se realizează prin contract de transmitere a drepturilor, adică contractul de autor, sau prin moștenire. În cazul când autorul a decedat, deja cine sunt succesorii săi legali sau, de exemplu, dacă a lăsat un testament, persoana dată se consideră moștenitor. Există drepturi care pot fi, nu știu, gestionate în mod individual? Mă refer aici la cărți, la, nu știu, anumite sculpturi și așa mai departe? În mod individual de către autor? Da. Da, din momentul când autorul a creat opera, el are toate drepturile exclusive îi aparțin. Adică el decide sau transmite drepturile altcuiva ca să-i gestioneze sau o parte din drepturile sale, de exemplu, la tipărire sau la editare, da? Sau la vânzare, sau poate toate drepturile exclusive. Dar în cazul când el nu dorește, atunci el gestionează cu toate drepturile sale care îi aparțin. Avem organizații de gestiune colectivă? Da, avem. Ce presupun de fapt ele? Cum sunt realizate aceste obiective? E vorba de mai mulți autori care sunt protejați? Mai bine nu vă răspund la întrebările. Spuneți-ne, vă rog, ca pe final de emisiune, mai avem 5 minute, dacă nu mă înșeală memoria. Atunci când vorbim despre drepturile de autor și drepturile conexe,
ce ar trebui să cunoască fiecare cetățean care urmează să vină la dumneavoastră la AGP și de ce ar trebui, revin la întrebarea pe care am enunțat-o chiar la începutul acestei emisiuni, pentru a înregistra acest lucru. Și tot aici vreau să ne oprim, poate în linii mari, ați pomenit ceva mai devreme despre mărci și despre branduri. Dacă lucrurile sunt similare oarecum în contextul discuției noastre, iarăși ce ar trebui să cunoaștem? Nu, în cazul mărcilor, procedura este un pic mai complicată, acolo este și examinarea preliminară, apoi publicarea, apoi examinarea în fond. Deci, până a primi o marcă, minimum trebuie undeva în jur de 9 luni, 9-10 luni, poate chiar și un an trece. În cazul înregistrării obiectelor dreptului de autor, noi nu facem o examinare a operii. Este pe răspunderea autorului sau a titularului de drepturi care ne-a prezentat. El în cerere chiar semnează că este pe răspunderea lui, el n-a plagiat, n-a copiat și poartă răspundere pentru... De veridicitatea acestea. Da, da. Și în cazul dat, noi verificăm doar dacă în registrul de stat nu este așa o operă înregistrată la noi și toate... adică toate actele care trebuie prezentate, dacă sunt conform legii, și timp de 30 de zile lucrătoare noi eliberăm certificatul de înregistrare. Cred că foarte mulți telespectatori se întreabă cât de mulți oameni se adresează la dumneavoastră. Aș vrea poate un număr așa arbitrar acum, pentru că e o poziție a mea subiectivă. Bănuiesc că lumea nu cunoaște despre drepturile pe care le au și despre necesitatea înregistrării și bănuiesc că lucrul ăsta se realizează doar la nivel de localități urbane. E așa sau nu? Da, noi am avut și un proiect Novoteca, dacă poate ați auzit. Am avut așa un proiect anul trecut, parmis, sau am fost prin practică în toate raioanele, prin biblioteci și am informat bibliotecarii, am diseminat informația ce ține de proprietatea intelectuală și la fel că poate să vină la noi să înregistreze chiar și diferiți agenți economici care au firme care vor să-și înregistreze mărcile sau în cazul când s-a inventat ceva sau dacă nu s-a inventat și nu au mărci, au scris o poezie. Deci noi practicăm așa și pe la universități, pe la licee, mai avem, scrim scrisori oficiale, adică care doresc, noi venim cu o lecție, știu, de... Cu informații de instruire. Da, de instruire. La fel, la noi, la agenție, sunt cursuri de proprietate intelectuală. Cine dorește poate să se înscrie la aceste cursuri. De asemenea, avem și cursuri de instruire în domeniul acesta a mandatarilor, a evaluatorilor și a consilierilor în proprietatea industrială și intelectuală. Spuneți-ne, vă rog, de regulă, în raport cu celelalte actele legislative, atunci când există o non-concordanță sau o diferență între prevederile naționale și internaționale, de regulă se aplică cea internațională. La capitolul dreptului de autor, bănuiesc că lucrurile sunt la așa, fel. Dar haideți să vedem dacă există anumite diferențe în raport cu prevederile pe de o parte a Uniunii Europene și a țărilor membre și pe de altă parte nemijlocit cu activitatea vecinilor noștri, care bănuiesc că au o experiență mai bogată în domeniu. Practic nu există. Noi încercăm să armonizăm toată legislația noastră conform directivelor europene. La fel și am avut și chiar un schimb de experiență. Am fost în România și am mai preluat niște idei de la dumnealor care ni s-au părut binevenite că ar putea să se regăsească și la noi în lege. Și acum lucrăm la o modificare a capitolului ce ține de organizațiile de gestiune colectivă. Sper că în curând o să se coaguleze acestea. Da. Haideți, pe final de emisiune, avem 2 minute la dispoziție. Vreau să aflu de la dumneavoastră
Ce acțiuni întreprinde AGPI-ul pentru a se face simțit pe întreaga țară acțiunile sale, pe de o parte, și pe de altă parte, în contextul în care spuneați despre anumite seminare, training-uri și așa mai departe, ca public țintă, după ce criterii pot fi selectate, pentru că în variantă finală pe noi ne interesează acest impact pe care îl are, de fapt, asupra societății civile. Noi, agenția organizează un șir de seminare, training-uri la care deci, toate această informație este nemijlocit plasată pe pagina web a noastră. De asemenea, avem pagina noastră de Facebook, da, pe rețelele de socializare. Da, și multe altele. Chiar am avut niște seminare și cu judecători din Republica Moldova, cu diferiți experți de peste hotare. Adică noi practicăm oricine care dorește la seminariile noastre, poate să participe. În cazul când, iată, chiar cursurile acestea de proprietate intelectuală, am mai avut chiar și cu diferiți agenți economici, întâlniri și în raioane și în... Adică... Spuneți-ne, vă rog, cât de anevoiase se dovedesc poate a fi aceste litigii legate de drepturile de autor și drepturile conexe, pentru că, iarăși aș îndrăzni să fac o afirmație, este prea puțin cunoscut domeniul, nu prea este studiat. O poziție subiectivă, da. Iarăși, reieșind din observațiile mele. Din cauza că este prea puțin cunoscut... Se tergiversează aceste procese? Nu, ele nu se tergiversează, ele nu ajung în instanța de judecată, că mulți autori nu-și cunosc drepturile sale și din cauza aceasta sau mulți pur și simplu vor să ajungă vestiți și lor nu contează atât de mult că i-a plagiat cineva sau nu. El o public singur, de exemplu, pe o pagină web și este bucuros că cineva o să-i o citească. Din cauza aceasta, poate că nu au atâta, iată, mulți se adresează că nu au sponsor care, de exemplu, să-i promoveze cartea lui sau altceva. Remunerațiile acestea de autor sunt cam mici și ei sunt descurajați, probabil, din cauza asta. Și procedura aceasta lungă prin instanțe de judecată, de exemplu, vin la noi persoane mai în vârstă care, când aud că trebuie să se adreseze dacă i s-au încălcat drepturile în instanța de judecată, ne spun că mai bine. Doamna Virmiuc, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit pentru telespectatorii noștri. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV. Fiți cu ochii pe noi!